Data de 13 s-a dovedit a fi cu adevărat norocoasă pentru ocupanții unui autoturism care a ajuns într-o râpă după ce a picat mai mulți metri de pe un pod din zona Posada, a drumului Național 1. Martorii spun că cei implicați în incident sunt cu adevărat norocoși că au scăpat cu viață după un asemenea accident. A căzut cineva aici. David, are ceva cască, ceva la ea? După ce au petrecut câteva zile la munte, doi tineri căsătoriți au plecat joi după amiază cu mașina spre București. La un moment dat, șoferul aflat în zona Văii și Potelor nu a mai putut controla mașina într-o curbă periculoasă și aceasta a rupt parapetul unui pod și a căzut aproximativ 5 metri în albia râului. Deși autoturismul a fost avariat în proporție de 90%, cei doi ocupanți au scăpat teferi. Șoferul povestește că a derapat din cauza unei pete de ulei scurs pe carosabil. Nici n-am văzut pata de ulei, am ieșit din curbă și a fugit mașina. Am zis că mă salvează parapetul, am coborât cu el. Martorii spun că pasagerii au avut mare noroc în urma unei asemenea căderi cu mașina în râpă. În ultima perioadă, în zona Posada, au avut loc mai multe accidente cu mașini ieșite de pe carosabil și ajunse în prăpastie. Da, a avut noroc chiar, asta e, a fost Lisa, nu, a venit pe ea, a fost dublă, că altfel dacă nu erau morți. Polițiștii rutieri au deschis o anchetă și spun că cel mai probabil accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei în curbă, carosabilul fiind acoperit pe mai multe porțiuni cu produse petroliere. Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, șoferii fiind sfătuiți să manifeste mai multă prudență la volan.